Ce zi minua, Andrei! Ce cauți aici? What? Ai o spatulă? Ma, ce se întâmplă? Da! Ce e asta? Andrei, de ce ai o pălărie de bucătar? Astăzi sunt bucătar. Ce vrei să-ți gătesc? Oh, what? Mamă, chiar ai cuptor și... Ok, Andrei, stai o secundă. Nu mă așteptam chiar să fie așa. Fă-mi o pizza! Ia, hai să vedem, poate chiar îmi faci o pizza. De care, goală, na, vreau o pizza goală. Ce, bă, nu vrei pizza Andrei 2010? Nu. Of, bine, ia hai să vedem cum o face. Stai, zi, mă! Nu pot să o fac. De ce? Lumea încă n-a dat like și mie nu-mi convine? Ce, bă? Cum adică lumea nu a dat like? Bă, stai o secundă, stai, asta chiar e o problemă, adică stai așa. Teddy nu e deloc fericit în legătură cu informația asta, așa că... gata, au dat toți like. Bine, ia să vedem cum face Andrei. Ia uite-l, mamă, cât de tare e, nu cred. Ia fii atent că ia cu spatula, opa. Perfect și ia să vedem. Na, mă, ce ciudat, doamne, pizza goală, cine mănâncă așa ceva? Eu! Mamă, fraților, uitați-vă cât de bine arată pizza asta goală. Ia să vedem, neam. Andrei... A fost oribilă! Andrei, îmi poți explica și mie de ce trăiești în satul ăsta și efectiv ai o pălărie pe cap? De bucătar? Mă gândeam să îmi fac o carieră de bucătar în satul ăsta. Aoleu, ești patetic, Andrei. Îmi aduce aminte de mine din copilărie. Wait a second. Eu în copilărie? Încă ești copil? Nu! Andrei, stai o secundă, tu nu înțelegi. Eu chiar am fost mai mic de atât și... Dacă stau să mă gândesc, încă mă jucam Minecraft când eram mic. Adică de-abia atunci începusem să mă joc Minecraft. Ce, bă, ai fost mic? Da, eu am fost și mai mic decât sunt acum. Probabil erai destul de cringe. Nu, Andrei, nu înțelegi. Eram mai mult decât cringe. Era oribil. Ai și clipuri cu tine mic jucând Minecraft? Oh, da, Andrei, și problema e că chiar sunt nașpa. Vreau să văd. Nu, îmi pare rău, Andrei, nu o să vezi așa ceva niciodată. Cât de nașpa sunt, așa mic erai? Andrei, lasă-mă în pace, nu vreau să discut despre clipurile mele. Arată-mi, nu! Oh my god, oameni buni, de ce i-am spus? Nu trebuia să afle niciodată de așa ceva. Mă alergă cu o spatulă! Are o spatulă! Oameni buni, are o spatulă! Oh my god, uitați-l acolo pe Andrei. Mamă, sper să mă strecor fără să mă vadă. Nu vreau să mă mai întrebe nimeni. Aici erai. Da, salut. Arată în clipurile? Nu. Oh my god, mamă, nu pot să cred. Am scăpat de el, uitați-vă, mă caută cu spatula. Mă, unde s-a dus? Eu sunt în copacul acesta, oameni buni, și nu trebuie să vadă nimeni clipurile cu mine de când eram mic și jucam Minecraft. Absolut nimeni. Nici măcar Teddy, credeți-mă. Bine că am scăpat de Andrei. Mă, ce casa asta urâtă? Nu se poate. Andrei! Hai, bă, frate! Ok, stai să discutăm. Stai o secundă. În primul și primul rând, ce e casa aia urâtă? În primul și primul rând, m-am străduit, ok? Bine, îmi faci și mie turul? Da, băi, e interesantă, ce pot să zic? Adică îmi place că ai spațiu, știi? Bine, am făcut turul, acum arată în clipurile. Stai o secundă, pot să văd ce ai în frigider? Adică chiar m-ai interesat să văd ce... Andrei, de ce e așa ceva în frigider? De ce îl ai pe Teddy? Îi era cald? Ce, bă? Mi-a zis că e foarte cald afară și am zis să-l ajut. Andrei, efectiv plouă, cum să fie cald? Păi așa a zis. Ok, bine, e suficient cu ploaia asta. Perfect. Bine, hai să-ți arăt clipurile. Nu pot să cred că fac așa ceva. Andrei, ia un loc, te rog. Mulțumesc. Bun, în fața noastră, ei, tașmă. Ce avem noi în fața noastră? Ia, hai, spune-mi. Probabil ceva canal de ăsta ne-a auzit, nu știu. E nașpa, probabil. Bă, cum ai?
adică? E canalul meu! Aaa, da, voiam să zic cel mai nașpa. Bă! Andrei, nu mai mi insulta canalul. Bine, ok, arată-mi. Și dacă merge la videoclipuri și dăm puțin mai în jos, acestea sunt clipurile mele recente. Dar dacă apăsăm butonul oldest, care știi și tu ce înseamnă, nu? Adică în română. Da, înseamnă cele mai vechi, pentru că eu știu engleză spre deosebire de tine. Ah, da, mă rog. Dacă apăsăm pe cele mai vechi clipuri, avem primul meu clip de acum 6 ani pe acest canal și... 6 ani! Adică câți ani aveai? 5? Nu, aveam 12. Păi ce, bă? Acum ai 12. Nu, nu am 12, am 18. Minți, mă rog, arată-mi! Ok, și hai să ne uităm la primul meu videoclip. Ai de capul meu, asta o să fie oribil! Ai de capul meu, acum 6 ani, primul video. Aoleu, 83.000 de view-uri. Asta e primul meu clip. Ești gata să ne uităm? Da, 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 hai! Ok. Ok, Andrei, 3, 2, 1 și... Salut! Bine ai venit la primul meu videoclip. Sper să îți placă ce o să vezi aici. Și da, ne vedem în următorul episod. Aoleo. Ia, și știu că e cam scurt, dar da. Ia, ia, și ce mai zic? Ce bă, credeam că primul clip e cu vocea. Ce aveam de asta de outro? Oh my god, cât de cringe. Asta a fost primul meu videoclip. Ce părere ai? Nota 2 pentru că n-ai avut voce și nici facecam. Și sunt super dezamăgit de clipul ăsta. Arată-mi ceva cu voce, cu facecam, ceva. Sau Minecraft sau orice. Se pare că trebuie să intrăm în partea adâncă a internetului. Hai să punem tastatura jos. Abia aștept să văd ei. Și Andrei, ce urmează să-ți arăt e strict secret. Hai să dau acolo la căutări și să scriu. Oh, oh, pa, 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 stai că scrie sigur tastatura că stau pe ea. Pa, 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 pa. Da, stai așa. Bă, hai mă, ai stricat-o, tași mă. Ha, Sam Plays MC 1, 2, 3. Sam Plays MC. Ha, Sam, ce nume de copil. Ha, ha, cine-o fi? Ah, Andrei, acesta sunt eu. Hai de capul meu, bă. Acesta este canalul meu, Andrei. Ce, bă? Te rog, nu râde, nu râde, nu râde, nu râde. Asta nu este primul meu canal. Este, cred că, al cincilea canal. Pentru că primul canal l-am avut, cred că, în 2013. Ăsta e din 2014. Așa că, ce, bă? Da, Andrei, de 10 ani. Și hai să ne uităm la un clip. Ok, Andrei, hai să dăm play. Dai start. Mamă, mamă, ce rușine mie. Start! Aici, Sam Plays. Aoleu, ce voce avem. Nu. Oh my god, nu cred. Ia, ia, tu ești. Da, mă, da, ia, 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 ta să auzim. Ia. Bă, nici nu mă bă, nici nu mă auzeam. Bă, skin-ul ăla, ha, ha. Bă, lasă-mă skin-ul. Bă, dar tu auzi că aveam un microfon atât de prost. Era un microfon de la laptop încât nici nu mă auzeam. Ia, ascult aici. Ia, dar hai să încercăm să vedem ce zic aici. Ia. Dar asta sunt 100% sigur că... Adică 99% sigur că nu știe nimeni. Ce? De. Uite-te și tu. Bă, ce râde-te, bă? Sau te zici că erai în microunde? Bă, nu mai râde de mine. Ia să vedem cum jucam, ia. Să începem. Să începem. Ia, ia. Mă rog. Bă, nu cred, ia. Ia să vedem. Ok. Ia. Opa. Oh. Bă, ce cringe. Bă, tași, bă, că nu e cringe. E tare rău, ia vezi. Ia. Mamă, nu aveam un PPS. Bă, tu ai dat pe speed sau așa era clipul? Nu mă aveam lag. Mamă, uite-te și tu. Na, na, nu cred. Bă, dacă de noob eram. Avem, ia. Ia, a scris timp. În caz că nu înțelegeți, e un clip din 2014. Eu având 8 ani jucându-mă Minecraft. Oribil. Hai să-l vedem pe ăsta. Se numește Info Video. E de acum 9 ani și aveam ceva de anunțat. Ia să vedem ce info voiam eu să fac. Ia, hai să vedem. Mai exact pe 4 octombrie 2014. Descrierea. Nu sunt pe PC-ul meu, laptopul ăla nu e al meu. Amolo. Hai să vedem, Andrei. Start! Ok, deci nu te duc aici, Sam, și să facem un video. Nu mai pot! E foarte calitativ. Cu ce program de film? Ce program de filmat ai folosit? Amolo. Uite-te și tu filma cu telefonul. Ala, eu acolo în reflexia aia, mă vezi? Bă!
Da! Ai Silent Mic! Sunt la bunici. Ah, sunt la bunici, bă, era ce la bunici eu. Pa, bă, stai, cât ți-am ziceai că ai 8 ani? Ce era la bunici și mă juca pe un laptop? Hai de capul meu, uite-te și tu. Uite ce laptop era ăla, bă, bă, ce firmă e aia? Aha, deci erai mai mic decât mine? Uite-te și tu, bă, băiatule, că nu mai pot. Ce freză era aia, bă, uite ce freză aveam. Doamne ferește. Eu am fost Sean și v-am salutat. Gata, v-am salutat. Cine te tundea, mamaie? Ba! Nu cred că chiar mă tundea, mamaie. Bă, îmi place, mai vreau. Aolo, deja eu am murit de cringe. Oameni buni, nu cred că mai pot să fac asta. Dați un like dacă, nu știu, apar, dar vă plac clipurile astea. Deși mi se par mult, mult, mult prea cringe. Aolo. Minecraft pe tors eram atât de aproape. Acum 6 ani. Aolo, clipul ăsta se numește Cine merge astăzi la școală. E din 2017 și uite cum arătam. Aolo. Aveam o bicicletă în spate. Bă, ce mă, bicicleta aia. Și start! Salutare, mă, voi, și bine v-am găsit la un nou episod. Ai de capul meu de Minecraft. Aaaa! De această dată o să ne jucăm niște gravity. Și vreau niște să vă gravity? Întreb dacă astăzi mergeți la școală. Bă, ce eu copil? Eu astăzi mă duc la școală, deși nu știu, fix în zilele în care deci eu mă lăudam că nu mă duc la școală. Îți vine să crezi cel mai tare clip. Am făcut un clip de Minecraft în care am anunțat că eu nu merg la școală azi. Și titlul se numește Cine merge astăzi la școală. Doamne, ia. Drag și dor de școală, ia. Și când trebuie să mă trezesc de dimineață, doamne, să mă duc la școală. Doamne, ce mă, asta aveam un an efectiv, chef. Ce rebel erai, ce, dar, pe bune, da. Ia. Uneori am chef, uneori n-am chef, dar uneori am chef, uneori n-am chef. Pentru că a fost și vacanța aia. Ce e asta? Era 2017, era în clasa. Ce clasă eram, doamne? Aici începuse, era ai silent-ul lui rebel. Era ai silent-ul lui rebel. Sincer, dor pe la jumătatea vacanței, pentru că, sincer, mă, și plictiseam. Bă, dar tu vezi ce căști aveam, zici că eram pilot de avion, vrei să te minți, zici că urmam să decolez zborul. Ies cu bicicleta, adică devenise ceva monoton. Ies cu bicicleta, eu eram mare biciclist, doamne, mai bun, mai pot. Ia un loc, Andrei, te rog. Nu mă duc la școală și, până la urmă, este ora. Ia, cât e ora? Ce telefon aveam, aveam Samsung S7, ia. Fucking dimineața și am zis să fucking astăzi nu mă duc la școală decât Andrei, nu mai pot. 8 dimineața, mamă, ce rebel erai, doamne. Ba, Andrei, tu nu înțelegi, eu nu mergeam la școală, mă jucam Minecraft, aveam bicicletă în spate, aveam Samsung și era 8 dimineața. Ce vrei mai mult? Erai mai tare. Ce? Adică era mai tare înainte? Da? și ce să mai zic, băi, fraților, nu se mai vede microfonul pe facecam, deci nu se mai vede microfonul, că eu am microfon, aveam microfon, cel mai bun microfon din România. Uite-te și tu. Îmi place așa, mă, să mă văd decât eu fucking bicicleta în spate. Fucking bicicleta în spate. Doamne. Frate, doamne. M-am trezit prea fericit. Bă, frate, ce e asta, bă, că nu înțeleg. Spuneți în comentarii dacă sunteți fericiți că nu mergeți astăzi la școală, da. Sau dacă sunteți trist. Eu sunt fericit. Sincer, eu sunt așa și așa, adică așa. Parcă avea chef de școală. Parcă. Doamne, sunt curios de comentarii. Bă, chiar, hai să vedem comentariile. Dați like-uri la video, da, e ziua mea și merg la școală. Ia, hai să vedem ce comentarii mai aveam. Eu nu merg la școală, haha, ce zice ăla, stai, bă, uite Vali ăla. Ia mă, ce zice, dai la giveaway bicicleta aia la 50k subs? Doamne. Bă, frate, te distruia. Cine mai era în comentarii? Ia, dacă vă vedeți în comentarii de acum 6 ani, sunteți legende. Eu nu merg la școală săptămâna asta că sunt răcit. Oricum, super tare video. Salutare, zurori, eu sunt Daisana și bine am găsit. La un și voce aveam, ce impunător. De pe acest canal de hide and seek pe Minecraft. Da, uitați, ce mic erai, doamne. Toși, mă, că ia un loc pe ăsta, mă, că nu, deja, ia, hai să vedem. Și Minecraft, pentru că foarte multă lume mi-a cerut să și foarte multă lume, nu mi-a cerut nimeni, cred. Și să joc hide and seek. Așa? Okay. Deci, da, haideți aveam să vedem. Un FPS. Deci eu sunt un vlog de iarbă. Bă, dar ce skin era ăla, domne? Ce, bă? Nu aveai ceva gen 3 abonați? Bă, nu știu, aveam un abonat sau ceva, dar uite ce skin aveam, ce skin era ăla, doamne, cine eram? Ok, deci sunt o frunză. Doamne, sunt o frunză. Erai Pikachu. Ce trebuie să faci în acest minigame? Doamne, explicam ce înseamnă hide and seek-ul.
și să nu te prindă ăștia care caută. Odată ce ai murit, o să fii unul ăsta care caută. Aha. Foarte simplu. Foarte simplu. Hai să vedem. Ia. Deci dacă acest zic, o să strângă multe like-uri și multe pentru un clip de acum câți ani? 6-7 ani? Păi e decent. Ia, fii atent. Ia, oh my prindă. God, nu. Fuck, m-a prins. Fugi. Nici nu puteam să urlu că mă ascultau părinții, erau la ușă. Aoleo. Era mamaie la ușă, pe bune, frate. Doamne. Andrei, nu ești pregătit pentru clipul ăsta. Crede-mă, ce bă ăsta, Clash Royale? Doar uită-te la asta. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din sezonul de Clash Royale. Bă, astăzi, ce față nou! Clash frumos, în arenă. În arenă. De fapt, să nici la cel. Cum adică aveam freza mai mișto? Cum adică aveam freza mai mișto? Da? No, e nebun. Ok, pentru că uite, nu am terminat challenge-ul. Și tocmai ce am deschis un free chest. Da, mi s-a dus pentru că era ultimul free chest. Și nu înțeleg, bă, băiatule. Clipul ăsta, Andrei, clipul ăsta. Bă, ce stochelare ai zis că erai la note scufundai. Salutare tuturor și bine m-am găsit. De ce purt acești ochelari super energy? Pentru că Alin nu mai pot. Și când eu sunt tryhard, îmi pun ochelarii ăștia. Băi, chiar sunt ochelari de not. Te bat mereu la Gold Fit Friends. Doamne, eu zicea la mișto, dar tu vezi că eu aveam șosetă pe microfon, adică tu realizezi chestia asta, tu conștientizezi. Tu mereu pierzi în episod, adică și lumea a spus, și am spus, ok, și drept recompensă, Doamne, dacă Alin o să mă bată în acest episod. Jucam cu un prieten, Alin. Eu, ce o să-ți dau, Aline? Ia, ce o să-i dau? Shaorma. Shaorma. Dacă spuneți că e fake, că nu o să-i o dau. Erai noob și atunci și te-aș fi bătut. Taci, bă! Am găsit 20 de diamante în 2 minute. 700.000 de view-uri. Acum 5 ani, adică în 2018. Ce, bă, unde ți-a dispărut fundalul? Hai, bă. Aveam green screen. Ce skin era ăla, bă? Tu care ai trimis acum? Am văzut. Zici că erai în joc? Haideți să strângem la acest episod 1000 de like-uri, fraților, să vedem dacă... Mi se bloca jocul și eu voiam 1000 de like-uri, unde ești, mă? Bă, tu vezi asta? Bă, de ce nu folosești și acum green screen? Lasă-mă, mă, băiatule. Tu uite-te la jocul ăsta, la cât de noob eram. O să începem proiectul casei, să zic așa. Proiectul casei. Am terminat aici camera, dar am mai avut și o tentativă de filmare care a durat vreo 5 minute și am tot minat. Ce era ochelarii aia în primul rând? Nu știu, bă, purtam ochelari. Efectiv, purtam ochelari, înțelege. Lasă-mă. Și până la urmă am aflat că ghice filmez cu setările de live. What the fuck? What the fuck? Ce părere ai de informația asta? Că filmam cu setările de live. Doamne, ce noob erai, câți abonați aveai? 5? Bă, nu, cred că aveam aproape 100.000. Ce, bă? Ia, fii atent aici, reacție. Nu, nu. Mă, cât de cringe. What the fuck, man. Mă, cât de cringe, nu mai pot, nu mai pot. Vreau să plec. Am găsit diamante, ești prost. Ești, Doamne, nu mai. Ce pot episodul nu, de un minut? Nu, Andrei, te rog eu, oprește. Să știi că dacă pleci, eu tot mă uit. No, nu, eu nu pot. Nu se poate așa ceva. Nu, stai așa că am luat un diamant, dar vreau să fac așa să văd exact. Deci, nu numai că aveam două FPS-uri și mi se mișca în lag, dar ce calculator aveai de un leu? Și pe lângă toate astea, mai aveam și freza asta, uite-te la ea. What okay, the ia. Fuck, man, ce-i asta? Ce-i asta? Stai așa că viața razna aici, mouse-ul mi-a razna. Doamne, ferească, mă. What the fuck? Bă, Doamne, ce cringe! Aveai o freză, zici că ai pierdut un pariu. Nu te contrazic. Bă, și eram și aici pe hype. Eram și aici pe hype. Holy... Ce? Holy ce? Bă, dar tu vezi că eu nu știam ce reacție să mai am. Adică eram, Doamne, cel mai bun YouTuber din București. Aveai o freză, zici că ai ales provocare la adevăr și provocare. Bă, dar mai lasă-mă, bă, cu glumele. Refuz să cred. Doamne. Eu chiar am postat așa ceva. Băi, fraților, nu am cuvinte efectiv. Ia să văd, frate, ce era aici, frate? Ia, ce era acolo? Și încă sunt pe canal, da. Are 700.000 de view-uri. Așa ceva, frate.
Asta, da, început de serie, frate, și episodul 2, frate. Episodul 2. Episodul 2 și deja am diamante. Adică pot să mă uit în tipul meu, nu? Ce vrei mai mult? Nu știu ce vrei mai mult. Era episodul 2, frate. Dar nu ai ce să vrei mai mult. Ba, da, o să mă uit. Nu e posibil. Andrei, nu-ți exagerez, cred că am făcut 3 episoade și m-am lăsat de serie. Pe bune. Dar totuși, dați like dacă vreți ca Aisana să continue seria asta. Ce, bă? Hai că da. Să vrei mai mult. Doamne, cum ar fi să continui seria asta? Fuck, man. Bă, da, asta, cu mine, pe bune. Asta, bă, Andrei, nu mai pot. Andrei 2010 îl trolează pe fratele meu mic. Clip de acum un an, aproape 2. Dar pregătește-te. Start. Mamă, ce tare melodia asta, nu, alu, ai silent. Ia uzi. Mai, sunt cu frate. Petruț, bă. Mamă, bă, nu știu, nu cred că mai ține nimeni minte pe Petruț. Mamă, tare melodie, bravo. Nimeni nu mai ține minte. Ia să vedem, mă, ce mai are asta în calculatură, că n-am mai stat de un an de când m-am închis în beci, ești nebun. Ia, deci, uite-te și tu. Ia, are Minecraft, ești nebun. Când mai filmează cu mine, nu știu. E, nu mai există. Și asta, mă? Ia, ia să vedem. Chestia asta filmează? Doamne, actorie e level 1000. Ia, 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 ia că a intrat, uite-te. Mi zice. Salut. Mamă, ia-te, mă, ce tânăr erai. Ia uite-te. Ia uite-te. Arătam la fel, ba nu, era mai tânăr. Hai Discord. Silent, hai Discord. Ești Andrei. Nu. Bă, e prea cringe. Andrei, e prea cringe. Eu plec. Nu, eu nu mai pot. Eu mă uit. Nu, eu nu mai pot. Nu, îmi pare rău. În continuare, e mult prea cringe. Nu, nu mai pot. Nu mai rezist. Nu, e mult prea cringe. Gata. Până aici am văzut suficient.